Pompierii sighetene au intervenit astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă situată pe strada Alexandru Ivasiuc din Sighet Marmației. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul casei de locuit, pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați. În urma evenimentului a rezultat o victimă, un bărbat de 49 de ani care prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare. Ajuns la fața locului, am constatat că incendiul se manifestă la un imobil cu posibilitate de propagare la podul acesteia. Am identificat o persoană de sex masculin de vârstă 48 de ani autoevacuată din imobil, care a suferit arsuri. Am intervenit, am localizat incendiul fără să se propage la celelalte construcții aparținând locuinței multifamiliale. Cauza de incendiu o să fie stabilită de colegii din cadrul IPJ Maramureș, dar nu a fost, din primele informații, nu a fost vorba despre o cauză intenționată.